Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru că toată lumea vrea să vadă atât Pâinea cât și Zacusca, da. Promise vineri într-o ediție specială Deșteptarea. Este de asta ne arde nouă de Nadal și de... Da, da, când Zacusca. Avem pâine și Zacusca. am frământat de numai. Zafa a adus ieri o pâine care arată încurajator, ca să spun așa, că a fost pană. Te rog frumos, nu e orice pâine. Nu e. Și îți explic și de ce. Pâinea asta, pe contul meu de Instagram, a primit like de la Analesco. Mă, ce tare! Atunci eu plec. Băi, Analesco știe să frământe. Voi știți cum frământă Analesco? Băi, nu știu. Eu am văzut doar. Am văzut. Da, pâinea este încurajatoare, o puteți vedea în direct pe Facebook. E cu drojdie uscată, nu? Pâine cu drojdie uscată. Da, da, cu drojdie uscată. Foarte bine. Pot să-ți fac o recomandare. Ia, vezi că eu în calitate de brutare eșuat. Deci eu am abandonat. Da. Am deci încercat, teoretic, am citit, am nu știu ce. Eu știu multă teorie. Doar consultativ. Da, așa. Eu sunt consultativ. Știu multă teorie. Știți cum e? Criticii sunt aia care nu reușesc. Deci ce? Criticii de film sunt aia care nu pot face film, dar se pricep foarte bine. Ce nu e bine, deci, la crăpătura? Deci crăpătura aia de jur împrejur, da, de la pâine aia neregulată, așa, aia iese pentru că puteai să faci următorul lucru. Luai o lamă de ras sau un cuțit foarte ascuțit, da, și exact înainte să o bagi la cuptor, o crestam deasupra. Așa. Păi da, mie îmi place cum iese așa, că are o formă așa și o, e o idee ai mai face, țărănească așa și o mai de la țară. Așa îmi place. Când zice, știi, băi, nu arată, mie așa îmi place. Asta e, mă, lasă. Gata, mă duc acasă la 10 să-mi fiert pe o pâine cu, tăiată cu lama. Eu sunt mâhnit pentru că nu știu dacă ați reținut, prieteni, eu am avut rugămintea vineri la colegul Vlad care s-a lăudat că are ivnița plină cu zacuscă. Să aducă și el ori un borcan de 800, ori două de 400. Și ce credeți? A adus unul singur de 390. Adică, pentru că eu văd direct de aici gramajul. Da, da, e plin. Păi nici măcar de 400. E plin, da, e ochi. E ochi. Are 392. Da. Da, poftim, e peste capacitate. Nici nu știm dacă e plin, no, nici nu știm dacă e plin sau e doar măzgălit cu zacuscă jur împrejur și pus capacul. Da, da, așa. Și ai zis că e scăzută, eu din ce văd aici nu e... Zafiu a plecat de la butoane. Mai mergea scăzută, Vlad. Da. Eu te rog să fii atent cu criticile, pentru că s-ar putea să nu mai primești deloc. În momentul ăsta, domnul Zafiu își taie pâinea lui pe care a făcut-o. Ia să vedem cum arată înăuntru. Maica mea, pare, e scăzută. Da, cine? Și miroase bine, da. Da. Sunt mulțumit, dar cantitatea e... Cantitate. Domnul Zafiu tocmai taie pâinea. Deschide-mă și tu. Data viitoare nu taie lemne, taie pâine, că știu că data viitoare o să fie mai aerată. Băi, dacă o lași peste noapte în frigider, dacă lași aluatul peste noapte în frigider, Luca înghite. Are un defect de fabricație, văd, uite acolo, felia. Fiți amabil. Domnul George, nea brutarul, uite, bucata aia care a rămas netăiată de puțin. Dă-mi mie. Ia uite, măi. Ceva... Da, se învață. În continuare învață. De fapt, știți ceva? Dacă toți suntem aici, știi că s-a terminat fondul Zaf. Deci, da, George, suntem complet pe liniște. Zi-mă, tată, ce artefactul ăsta alb aici? 0728 3 de 1 3 de 2. V-am întrebat care este secretul să-ți iasă o pâine. Da, unde a greșit George? Da, unde a greșit George și care este secretul să-ți iasă o pâine adevărată? Care pâine mai bună? Aia cu drojdie uscată, aia cu maia sălbatică? Și cum faci să-ți iasă pâinea pâine adevărată? De aia să mănânci și să plângi de bucurie că mănânci pâine. Domnul Zafiu? E bună, mă, tată. Adevărat. E bună. Mi-am revenit, aveți și fond. E mai și mergem mai departe, ne întoarcem imediat. Proaspătă, cred. Da? Dar e bună. Deci Luca are, nu mă așteptam. Luca are tableta. Zafare Zacusca. Eu, sincer, am întrebarea. 0728 3 de 1 3 de 2. Zacusca s-a desfăcut, pâinea s-a tăiat. Se evaluează calitatea în momentul ăsta. Care e secretul unei pâini adevărate? 7 și 34 de minute, sunteți cu Europa FM și Deșteptarea. Nici zacuscă fără pâine, nici pâine fără zacuscă. Mulțumim pentru mesaje. În ceea ce privește pâinea, eu nu sunt mulțumit. Luca, sincer, nu mă așteptam. Am mult... tu? Da, e mult peste ce mă așteptam. Asta, asta l-a nenorocit pe Zaf cu asta. Și e mai bine decât credeam eu că o să fie, mă. Da, da, data, chiar, dacă... data viitoare fac pufuleți. Ce așteptări aveam, mă, Zaf, de la tine? Și uite, am primit mesaj că am zis care e secretul să fie pâinea perfectă și ți-a scris cineva, zice. Ia, ce că zice? La pâinea asta, s-a văzut în imagini pe Facebook, la genul ăsta, așa, mai trebuie apă. De asta a crăpat pe margine.
apă la frământat. Ăsta e secretul pe care trebuie să ți-l notezi. Așa. Să verifici dacă asta e șmecheria. Gata, domne, dacă în apă stă, se știe încă în altceva, asta secretul când a avut să faci lucrurile de astea. Poate nu-i pune nici în bocanci. Da, mă rog, o să țin cont. Ca animalele. Avem altcine... mesaje de la voi foarte multe, da, Luca. Îți mai permitem să-ți mai dau un sfat. Te rog, frumos, mai citește-mi un sfat. Secretul spune că este împachetatul, scosul gazelor din aluat. E valabil și pentru cozonac. Da? Nu știu, tu da, știi, nu. Adică sunt nu stăpânesc multe, sunt mai multe tehnici de frământat și de împachetare a aluatului după ce îl lași la dospire. Acum, dacă îl frământi tare, am văzut, mulți au această tehnică, să frământe tare de tot aluatul ca să scoate aerul din el și iese, rezultă un miez foarte compact. Da. Dacă vrei un miez mai aerat, care să aibă găuri ca să fie mai glutinos așa, atunci există alte tehnici de împăturire. Nu vreau. Mecheria este tocmai asta, să nu-l apeși foarte tare, să-l împachetezi frumos și să te porți gentil și cu blândețe cu el. Să știi că am și vorbit frumos. Și asta, da, trebuie să iubești aluat. L-am iubit, eu zic că suficient pentru ce a ieșit astăzi. Hai să trecem la mesaj audio. Să fiu, să fac, să dreg, mi-ați făcut o poftă de vin după voi. Vreau și eu. Trebuie să spunem două vorbe și despre zacuscă. Eu aș mai fi pus un strop de sare, dacă ar fi fost să fie, dar mie mi se pare foarte bună. E bună zacuscă, e o zacuscă mai light, apropiată cumva de aivarul sârbesc, în sensul că are mult ardei. Da. Mie îmi place cu mai multă ceapă, aia mai grea, care îți dă puțin arsuri. Știi? Adică te lupți cu ea. Asta e bună, că e... mănânci fără grijă un borcan de ăsta. Adică, din punctul ăsta de vedere, mă rog, vezi. Ce că e mic borcanul, n-ai mâncat decât jumate. Mi-a fost și jenă că suntem de oameni și... Vede că a mai venit un mesaj, pâinea nu se face din ochi, inclusiv apa se cântărește. Aș vrea să menționez faptul că toate cantitățile au fost la miligram calculate. Dar temperatura e măsurat, presupun. Ce, temperatura cui? A apei, atunci când te-ai apucat da, să apa faci. Trebuie să fie un pic călduță. Ce mă, totul e computerizat la asta în bucătărie. A avut totul... Nu-i nimic la întâmplare. Nu știu dacă mai fac, că s-a strâns mult după aia. Da. Și n-am strâns neapărat eu. Ok. Bine. Mineața noi facem pâine cu drojdie uscată, dar secretul pentru ca la coacere să nu mai explodeze, să nu se mai rupă, este ca după dospire să o frământăm bine-bine până nu mai simțim aerul care iese din aluat. Și iese un aluat și iese un miez compact. Acum, dacă secretul ca să nu explodezi este să-i dai loc să crească, adică să-i faci tăietura aia într-o parte, așa. Mamă, dacă știam, oblic. Făceam tăietura aia și după. Și atunci ea crește frumos și face o ureche. Așa îi spune. Puteți să o tai în forma siglei rapidului sau ceva. Da. Dar uite, ca să alternăm pâinea cu zacusca. Zacusca, da. Vlad, ai primit un mesaj de la un domn Adi. Da. Din Olt. Așa? Ce zici? Care te așteaptă la toamnă la piața Pucheni. Să-ți dea vinete pentru următorul sezon de zacuscă. Vinete pentru, adică să iau vinete? Da, domne, ai zis că e producător agricol, produce vinete și la toamnă le invit pe Vlad să vină să-i dau vinete pe un zacuscă 21-22. Vă mulțumesc foarte frumos. Ne întâlnim la piața la Pucheni, îți lasă numărul să-l suni. Zacusca asta nu e făcută de mine. Eu nu știu să fac zacuscă, n-am făcut niciodată. Zacusca e făcută de Emi. A venit vremea. Soacră mea, care îi mulțumesc foarte mult. Este foarte română, mulțumim. Da. Te-ai putea să te apuci cu ocazia asta. Uite, dacă m-am apucat eu de pâine, tu de ce nu te-ai apucat de zacuscă? Pentru că eu am abandonat pâinea. Da, tu carne. Așa. Eu n-am abandonat pâinea și se vede. Deci, secretul este suflet. Pui suflet când cauți o rețetă pe internet, pui suflet când te gândești ce ingrediente trebuie să cumperi, pui suflet la cumpărarea ingredientelor și apoi... Când să te apuci de ea, nu mai ai atâta suflet. De unde atâta suflet? Asta și eu am pus atâta suflet. Da, eu fac mai rar. M-a sfărmat inima că nu-mi ieșeau. Eu fac mai, indian. Fac mai rar și mi-a rămas niște suflet și la final. Bună dimineața, dragii mei! Pâinea cea mai bună e aia făcută cu drojdie nu uscată, dar înainte se face o plămădeală. Deci se face un fel de aluat mai moale, se lasă la frigider peste noapte. Se face moale. El se lasă peste noapte. Bravo. Iar a doua zi amesteci și faci pâine. Cum se face și la cozonac. Dacă întrebați bunicii noștri,
Și asta o să vă zic că, domnule, se face un pic de plămădeală și după aia se frământă și atunci o să iasă pâinea bună, pufoasă și gustoasă. Că gust la pâine, în afară de sare, nu știu dacă se pune altceva. Noi făceam acasă și fac și, chiar dacă sunt departe de casă aici în Italia, eu fac mereu turte. Alea rotunde, am o tigaie, fără ulei, fără nimic, le cop și mâncăm turte. Foarte bune. O zi plăcută tuturor. Mulțumim. Mulțumim. Nu știu dacă merge și la pâinea cu drojdie uscată, dar la pâinea cu maia sălbatică, timpul de dospire este mult mai lung și atunci, dacă poți să o lași peste noapte în frigider, capătă un gust mult mai subtil și mai cum să spun, mai complex, așa. Și e foarte bună. Da. Are alt ritm pâinea aia. Uite, Andra zice că trebuie cel mai bine e ca apa să aibă 40 de grade. O verifici cu cotul ca la baie la bebeluș. Ea a avut 42, a mea. 42. Aici ai greșit. Aici dar eram în marja de eroare cumva. Nu merge. Uite, nu vezi, merge. Crapă face artefactul ăla alb acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.